cursul zilei de 27 mai, secția 7, Poliție Rurală Gherla, a fost sesizată cu privire la faptul că un minor, în vârstă de 14 ani, din localitatea Orman, a plecat voluntar de la domiciliu, fiind dispărut. Da, bine că l-au găsit. Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Da, a ajuns la unchiul lui sau nu? Nu a ajuns la unchiul lui, că unchiul lui era venit la Orman. A venit ca să le iei pe soțul să meargă să-l caute. Las că până duminică la Cluj, la unde era? Pe Brâncuș. Era cu bicicleta sau cum a ajuns la Cluj? Cu bicicleta. Sunteți bucuros că l-ați găsit? Normal. Ce credeți? Cât l-ați căutat? Pe de duminică seara totul căutam. Eu nu știu. Că dacă îi zicea să-l... Să cu ce te-ai dus la Cluj? Cum ai mers? Bicicleta. Cât ai făcut până acolo? 3 ore. Și unde, unde ai stat la Cluj? Lângă stadion. Ai dormit acolo? Nu, am stat acolo. Nu s-a fost frica. Că n-ai dormit deloc. Nu. Dar te-ai pierdut, n-ai știut unde să mai mergi sau... Da. A vrut să meargă la, la, a vrut să meargă la restaurant, la vine la mine la, la restaurant, că restaurantul pe Brâncuș și s-a pierdut. Nu, eu mai știu numele la restaurant, că dacă și aducea aminte. Și de duminică ai stat acolo până azi? Da. Și n-ai cerut ajutorul nimănui, n-ai? Da, o luat un jandarm și l-a scris pe foaie și a scris că se deschide. Și cine te-a găsit? Unul de la noi. Zic cum te-a luat jandarm. Băiat de la noi. M-am dus la adunare, pe când am venit la adunare, nu era acasă. Faicile mi erau acolo, nu la vecina poartă. Și a sunat la poliție sau? Nu a sunat la poliție, cum s-a sunat la poliție? A doua zi. A văzut numărul lui mama pe ecran și a sunat la mama să vedem unde, de ce a sunat. Și pe când a sunat, a venit la Cluj la mine. A zis că mere, mere, mere de acasă, că l-a bătut asul. Și când ați văzut că nu-l găsiți, nici ieri, ce v-ați gândit? Păi am sunat la poliție. Și o să că-l caută. Am mers și l-a căutat. O mai mergi de acasă, așa, fără să anunțe sau? Da. Să meargă de acasă? Da, fără să anunțe. E prima dată când merge. E prima dată, nu s-a mai dus. Prima dată că s-o duce. Sunteți bucuroase că l-a găsit? Vă da seama. Să vă piardă mama dumneavoastră să vă duceți de acasă. Nu aș fi bucuroasă. Fiecare mamă, copilul ei. Mă duc, să pleacă. Cât m-am cântat și azi noapte și l-am așteptat și l-am sunat pe copil la Cluj, la restaurant. Și cât l-am căutat noi pe străzi, prin Cluj, prin Gherla, prin el, dacă barul, aduce prin numele, sati, prin... Acolo, acolo a venit el, dacă îi zice, să-l ducă. Nu l-am găsit nicăieri. O dormi lângă mașina noastră, că știu că e mașina noastră, dar nu știu unde stăm. Dar era în apropiere de casă, unde locuiești, nu? Fix peste drum de apartament de casa noastră, dar că noi stăm la o casă și nu știu unde, care e casa unde stăm noi. Și eu a dormit acolo, până acum ce l-a găsit cineva și ne-a zis și nouă. Dar în noaptea, după ce a închis restaurantul, a venit acasă, poate îl întâlnește pe șosea. Dar dumneavoastră, ce v-a zis băiatul duminică seara? Dar mi-a zis că se duce de acasă, că l-a sfăgit tatăsul. Și dumneavoastră ce a zis? I-am spus să nu se ducă, i-am zis la telefon și într-un moment s-a dus. Pe când a venit, nu a mai fost. Nu am crezut că mi-are cu bicicleta până în Cluj, doamne. Nu întreba pe nimeni că e rușine să întrebe. Da, da, dacă îi zice la un taxi unde să-l ducă, doar îl duce și nu dacă nu avea bani, dar au avut bani la el, că au avut 400.000 la el. Nu